Continuăm cu o știre internă. Ziua liberă de 1 mai a scos pe oameni din case, profitând de vremea foarte frumoasă. Aceștia au umplut parcurile și centrul capitalei, savurând razele calde ale soarelui și peisajele de primăvară. Asta în timp ce alții au decis să meargă la Târgul de Paște pentru a se aproviziona cu pască și cozonac. Comercienții au scos pe tarabe un sortiment foarte bogat de produse pentru toate gusturile și buzunarele. Cozonacii, cu pasca cu brânză, cu rolada cu vișină și maco, avem învârtita cu ciocolată. Să zic că am avut mulți cumpărători, nu prea, deocamdată, dar lumea trece, analizează, examinează, vede prețurile, văd spectrul de gamă de cozonac și revin dacă... Deocamdată așa. Cu vișină, cu trandafir, cu prune și cu nucă. 30 până la 150 sunt produsele, dar și cantitatea. Deci, umplutura. Deși mai sunt încă 4 zile până la Paște, oamenii au profitat că au avut zi liberă de 1 mai și s-au aprovizionat cu pască și cozonac. Am reușit și am luat cozonaci cu stafide, cozonac cu ciocolată și rulade cu vișine. Ne pregătim de sărbători strălucite, luminoase de Paște. Iată, am luat cozonac, am luat pasc, deci diferite dimensiuni, diferite presuri. Sunt și mai scumpe, sunt și mai ieftine și mai... V-ați limitat la o ruladă doar sau mai urmează să cumpărați? Mai urmăm să cumpărăm, asta e prima. Anul acesta treceți peste tradiția de copt acasă? Trecem. Cumpărăm, mai ușor să cumpărăm, nu avem când. Am luat unul cu brânză, unul așa, ca paștele, da. Vă pregătesc din timp? Da. Parcă îmi pare de acum e timpul și au rămas acolo 2 zile. Și desertul numit Babă Neagră a fost vedeta Târgului de Paște. Mariana Zabriana a venit cu câteva kilograme tocmai de la Soroca. Babă Neagră o pregătesc din produse naturale, cu toate ingredientele de casă și are o cantitate foarte, foarte mică de zahăr, ceea ce recomand la toți. Eu sunt fost lucrător medical, așa că am adaptat rețeta pentru toți. Babă Neagră o coc 10 ore în cuptor cu lemne. Aseara la orele 2 noapte am scos din cuptor Babă Neagră încă călduță. 300 de lei un kilogram, eu investesc produs natural în ea, investesc foarte mult timp, foc. Cumpărătorii nu s-au lăsat așteptați, au venit în număr mare. Oamenii spun că preferă să vină aici deoarece produsele sunt de calitate. Produse naturale și foarte gustoase, eu niciodată n-am mâncat Babă Neagră, e prima dată. Iată așa am cumpărat-o. Cum vi se par prețurile dacă ați tras atenția pe aici, pe la tarabe? Știți că sunt bune prețurile, adică nici nu sunt foarte mari și nici nu prea ușoare. Ziua liberă i-a scos pe locuitorii capitalei nu doar la cumpărături, ci și la plimbări prin parcuri. Cei mai fericiți au fost copiii. Grădiniță cu copii și astăzi avem liber de la serviciu și am profitat de ziua frumoasă. Și având în vedere că avem un decor frumos în centru, am venit cu copii să ne bucurăm de sărbătorile care urmează să vie. Spun că ei sunt cei mai bucuroși de această zi liberă. Da, cu siguranță. Și cu 2 copii care ca îngrijos de ei să-i aduc să vadă și sărbătorile de Paști și cum să sărbătoresc la noi la Moldova. Și sunt foarte entuziasmi, foarte curajoși. Ziua de 1 mai, zi liberă, cu cine ați ieșit în parc? Cu copiii. Da, profităm de așa o zi minunată cu copiii, numai că suntem puțin în grabă. Avem ore, nu dispunem de timp de odihnă. Ziua Internațională a Muncii, marcată în fiecare an la 1 mai, reprezintă un omagiu mișcărilor muncitorești din întreaga lume, care au luptat pentru a obține drepturi sociale și economice. În Republica Moldova, această zi este declarată prin lege zi liberă.